astăzi, vă ajută? Da, normal, e un meci de pregătire venit după o perioadă grea, după câteva zile din care am încărcat. Aproape încheiem acest stagiu de pregătire cu un meci amical, o victorie care îți dă moral pentru meciul de campionat de duminică. De când a venit cuplul Sandoi Cârțu, n-ați pierdut niciun meci? Să sperăm că se va întâmpla cât mai târziu, dacă nu, până la sfârșitul campionatului. Important este să acumulăm puncte, iar la sfârșitul turului, când tragem linie, să fim cât mai în față. Ce v-ați propus în acest tur să vorbim? Să acumulăm cât mai multe puncte. Și foarte bine, am avut un început greu, un început rău, dar ați văzut, am început de 3-4 etape să avem rezultate foarte bune și sperăm să mergem pe aceeași linie. Ce v-a lipsit înaintea campionatului, la începutul turului? Ați avut 5 etape? Cred că noroc, noroc și mai multă organizare. Dacă stăm să ne uităm că am avut niște meciuri în care am, nu știu, am câștigat cu sau am făcut puncte cu niște autogoluri, nu putem spune același lucru despre începutul campionatului. Și atât, o puțină organizare și puțin mai multă determinare. Despre jocul cu Chiașna, ce ne poți? E un meci pe care trebuie să-l câștigăm neapărat, jucăm acasă, avem nevoie de puncte și sperăm să ne facem un joc cât mai ușor. Mulțumim, multă baftă!